principalele evenimente care au avut loc de-a lungul timpului în data de 24 iunie. În anul 1441 a fost fondat Colegiul Eton, școală publică pentru băieți localizată în Anglia. În 1509, Henric al VIII-lea este încoronat ca rege al Angliei. 1911 s-a născut Ernesto Sabato, scriitor argentinian. În anul 1927 are loc înființarea legiunii Arhanghelul Mihail, cunoscută și sub denumirea de Garda de Fier. În 1944 s-a născut Arthur Brown, vocalist și compozitor britanic. 1945 s-a născut Bujor Voinea, poet român. În anul 1959 s-a născut actrița Tania Filip. În 1961 s-a născut Kurt Smith, vocalist, basist și compozitor britanic. 1983, Yasser Arafat este expulzat din Damasc, Siria. Iar în anul 2002 a murit Pierre Werner, om politic, una din cele mai importante personalități juridice, economico-financiare și științifice din țara sa, inițiator al integrării monetare europene. Din 2008, de când cu crizele interminabile, auzim mereu de bail-in versus bail-out. În principiu, cred că toată lumea știe acum ce înseamnă procedura de salvare a băncilor de tip bail-out, adică angajarea de bani publici, așadar de bani din buzunarul nostru, bani exterior sistemului bancar, pentru asigurarea fluxului de obligații pe care băncile le aveau către diversi creditori și deponenți. O salvare exterioară sistemului. Soluția a fost motivată de faptul că băncile sunt un ceva prea mare pentru a fi lăsate să se prăbușească. De aceea nicio resursă publică nu trebuie precupețită pentru salvarea lor. Numai că această soluție a dus la supraîndatorarea anumitor state membre ale zonei euro și nu numai. România a fost nevoită să ia împrumutul de la Fondul Monetar Internațional ca să salveze niște bănci cu rădăcinile în eurozonă. Așadar, ne-am împrumutat și plătim pentru bunăstarea altora. Un singur stat a avut suficient curaj să nu recurgă la o asemenea măsură. V-am vorbit despre el. Este vorba de Islanda. Pentru că autoritățile europene se tem deja de o eventuală reacție negativă a populației, s-au gândit să aplice o altă măsură, în condițiile în care este posibil ca o serie de factori să declanșeze o nouă eventuală criză financiară. Este vorba despre așa zisul bail-in. Această procedură este ceva aparent nou. În esență, așa cum semnifică și termenul englezesc, procedura de tip bail-in se vrea o salvare cu resursele interne ale băncilor, adică una care ia la mână pasivele din ograda băncilor cu probleme, de exemplu obligațiuni sau depozite negarantate, și decide ce se mai plătește și ce nu și cum se vor compensa obligațiile față de cei cărora li se va spune verde în față că banca nu le mai poate da banii sau investiția înapoi. Primii care trebuie să susțină băncile cu probleme sunt acționarii, apoi creditorii, apoi deponenții de risc și abia la final statele, adică banul public. Ideea reprezintă în sine un mare pas în față și un început de regularizare a riscului în sistemul financiar și o recunoaștere, de ce nu, a unui principiu de bază. Cine a riscat trebuie să și piardă, nu numai să câștige. Evident, există riscul ca deponenții să piardă toate economiile dacă băncile mari din Uniunea Europeană sau de aiurea din lume devin insolvabile, iar cu banii acestor deponenți se vor plăti în parte mecanismele prin care unii au furat sau alții au făcut afaceri în așa fel încât banca a devenit insolvabilă. Pentru că vina nu este doar a celor care au luat credite, ci și a celor care le-au dat cu atâta ușurință. Directiva Bank Recovery and Resolution trebuie să fie implementată în toate statele europene, inclusiv în România, până în august. Așadar, se dorește ca în fiecare stat contribuabilii să fie protejați pentru a nu mai plăti în cazul în care sistemul bancar intră în colaps. Dar forțează deponenții, creditorii și acționarii să contribuie la procesul de scoatere a băncilor din această situație vecină cu falimentul. Cu siguranță că în viitorul nu foarte îndepărtat, ideea de prosperitate se va schimba dramatic pentru Europa, dar și modul în care noi ne vom gospodări sau vom învăța să ne gospodărim veniturile și cheltuielile. Și poate nu este un lucru atât de rău. Sunt Lucian Săcălean, să aveți o săptămână pe plus!